Vă voi prezenta instalația de purificare a apei cu volum de stocare 500 de litri. Alimentarea cu apă se face aici, prin un contor de apă. Apa intră printr-un robinet. Aici avem un conductometru. Ăsta e un filtru cu autocurățare. Aici avem un filtru de cărbune. Și aici avem un filtru de 5 microni. Big Blue, de mare capacitate. Apoi apa intră în dedurizator. Este un dedurizator cu volum de 30 de litri. Aici avem sarea. Aici este tancul de rășină cationică. El are funcționare autonomă, este reglat să se autoregenereze. Apa dedurizată iese și alimentează instalația de purificare prin osmoză inversă, unde intră într-un filtru grosier, filtru de cărbune din nou și filtru de 1 micron. După care, cu ajutorul, bineînțeles, cu ajutorul a pompei booster, apa este împinsă cu presiune către cele două membrane osmotice de câte 400 GPD fiecare. Adică 1500 de litri pe zi fiecare membrană. Adunate înseamnă aproape 3000 de litri pe zi. Apa produsă merge către un debitmetru electronic, apoi într-un grup de electrovalve către tancul de demineralizare. Grupul te ajută atunci când vrei să bypassezi, când vrei să schimbi rășina, bypassezi și poți schimba liniștit. Apa demineralizată trece printr-un alt conductometru, ajunge la ultrafiltrare, apoi intră la ultraviolet, puteți vedea acum este aprins, iese din ultraviolet și intră prin acest furtun în vasul de 500. După ce rezervorul s-a umplut, pompa de recirculare pornește și recirculă prin demineralizare, ultrafiltrare și ultraviolet. Intervalele sunt definite. Asta este pompa de recirculare. Și acum să vă prezint controllerul. Aici avem display-ul ca și componente. Avem display-ul, avem modulul de card SD, avem microprocesorul, modulul de ceas, surse, modulul de GSM, sursa principală, siguranță rele de comandă, două surse auxiliare. După cum vedeți, cutia iluminată, când se închide, se stinge. Ok. Și acum, deci aici avem conductivitatea la intrare, asta este valva de purjare. Trebuie să ne rugăm, să punem și parola.
ne-am logat. Acum putem vedea diagrama, acest ecran. Putem vedea toți parametrii sub formă de listă. Așa. Putem opri sau porni instalația. Aici avem pagina de help, în care putem porni, putem activa funcția de SMS printr-o simplă apăsare. Putem pune telefoanele și suntem anunțați. Mai avem ca pagina de setări, unde putem stabili dacă folosim login pentru cei care doresc CFR21. Aici avem time auto logout. După câte minute să fim dați afară în cazul în care ne-am logat. Dacă vrem să folosim loggerul, adică să salvăm datele pe card, cu ce interval, la câte minute salvăm datele pe card, reset to factory default, save configuration, load configuration, nu are rost să explic. Aici setăm, aici help am zis, aici setăm ceasul, da? Putem seta ora și data. Revenim la prima pagină, valva de purjare. Putem stabili timpul cât să purgeze, o secundă, la ce interval, la 30 de minute. Putem, la fiecare element, putem lăsa pe automat, putem deschide manual sau putem opri manual. Asta e foarte utilă în cazul în care dorim să facem calificarea instalației. Așa, aici avem la fiecare element filtrant, avem date statistice, putem reseta consumul, apa produsă, el înregistrează cât apa a produs de la început și cât apa a produs de la ultima resetare. Asta e pentru orice element filtrant. Aici avem dedurizatorul pe care îl putem opri în caz că dorim. Aici avem senzorul de presiune de pe alimentare, în cazul în care presiunea e prea mică, pompa booster se oprește. Pompa booster se oprește la nivelul de 100% și pornește dacă nivelul din rezervor este mai mic de 95%. Evident, și asta o putem porni. Să vedem. Am pornit pompa booster. Avem deja o alarmă. Recirculated flow to low. Putem reseta alarmele. Aici avem, să trecem înapoi pe automat. Aici avem valva de purjare pentru membrana osmotică. Ea funcționează în momentul în care pornim pompa booster. Timp de 20 de secunde se purjează membrana osmotică. Așa. Aici avem conductivitatea, de fapt este rejecția pe membrana osmotică. Ea trebuie să fie de minim 20%. Conductivitatea pe ieșirea din membrana osmotică, unde putem seta factor bază pentru calibrare, valoarea maximă admisă,
Freeze time înseamnă 45 de secunde după ce pompa a pornit, valoarea citită este blocată, pentru că este irelevantă. Putem simula, de exemplu, dacă dorim să simulăm o valoare pentru calificare, să zicem, putem simula 10 microsiemens. Da? Deci acum simulăm. Putem reveni. Aici pentru debit. Iar avem valori minime la producție, la recirculare, factor pentru calibrare, valoare simulată. În cazul în care avem o valoare simulată sau un element care e pus pe manual, apare această mânuță. Dacă apăsăm pe ea, se resetează totul. Și toate valorile acum sunt cele reale, toate funcțiile sunt pe automat. La conductivitatea pe ieșire, la fel ca la celelalte, rejecția filtrului de demineralizare are o întârziere de 10 minute la evaluare. Putem seta mai puțin. Putem pune, să zicem, 2 minute, timpul în care lăsăm apa să circule prin demineralizator, pentru ca valoarea să fie concludentă. La ultrafiltrare putem reseta atunci când îl schimbăm. Ultraviolet. Aici avem lampa, o putem porni manual sau o lăsăm pe automat. Rezervorul. Aici putem defini, tot pentru calibrare, distanța, el fiind un senzor de ultrasunete montat pe capac. Acesta este. Putem defini valoarea la care el citește 0, cea la care citește 100, raza vasului pentru a putea calcula volumul de apă. La fel putem simula. Pompa de recirculare. Aici am stabilit funcționarea pompei. Ea se oprește dacă nivelul este mai mic de 10%. Are un timp, un interval de funcționare de 20 de minute și încă un timp minim de 60 de minute. Adică dacă pompa a pornit, după aia s-a oprit, dacă timpul de la oprire este mai mic de 20 de minute, nu mai pornește. Așteaptă cele 20 de minute, după care pornește. Pornește și funcționează timp de 60 de minute. Astea pot fi schimbate după dorință. Hidroforul. Aici avem doi parametri. Când să oprească și când să se pornească. Adică el nu trebuie să funcționeze dacă nivelul din rezervor este mai mic de 20%. Dacă este mai mic de 20%, se oprește. Apoi când nivelul depășește valoarea de 25%, el pornește din nou. Asta pentru a avea un hysteresis, să nu avem porniri-opriri succesive ale hidroforului. Cam atât despre acest controller. Mai avem funcția, deci în momentul în care avem o eroare, eroarea este transmisă către cei din listă, deci mergem la help. Eroarea este transmisă către cei din listă, aici avem. De exemplu, dacă vrem avertizările, dacă nu le vrem,
dezactivăm. Dacă vrem erori grave, activăm aici. Aici avem lista. Pe fiecare parametru la fel putem reseta, putem schimba valorile la fiecare. Ele sunt accesibile și din fereastra diagramă. Cam asta. Cam asta este instalația. Valorile, parametrii pot fi interogați pur și simplu trimițând un SMS gol la numărul de telefon al instalației. Instalația îți răspunde cu valorile tuturor parametrilor.